În perioada 29 iulie 9 august, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, exercită atribuțiile primului ministru privind conducerea operativă a atribuțiilor guvernului, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial. Premierul Victor Ponta anunța că pleacă miercuri în concediu de odihnă împreună cu familia în afara țării, dar nu în Turcia, precizând că urmează să revină în România pe 9 august. Mâine plec în concediu, mă întorc duminică pe 9, e concediu de odihnă și mă duc cu familia, a spus premierul într-o emisiune televizată. Victor Ponta a mai spus că speră ca pe perioada concediului să nu vadă niciun medic. Sper să nu văd niciun medic în următoarele 10 zile, pentru că am văzut destui medici în ultima perioadă, a spus el.